o grămadă de oameni care nu știu să folosească banii pe care îi câștigă, care muncesc pentru ei, lasă băncile să-și bată joc de ei, credit cardurile să-și bată joc de ei și nu știu nici măcar să folosească programele care există în fiecare țară pentru burse de facultate, pentru burse de antreprenor, pentru companii, pentru că n-au învățat cum să gândească. De asta cartea mea tehnică se cheamă Concepts, Methodologies and Tools. Când am fost întrebat de ce n-am explicat cum se face, m-am întors la povestea veche cu Hristos. E una să dai o pâine la, sau 5.000 de pâini și 5.000 de pești, e altceva să înveți cum să pescuiască și cum să facă pâine. Ideea mea să înveți cum să facă pâine și să înveți cum să gândească. Asta e și motivul pentru care am scris cartea asta. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un alt episod de podcast. Sigur, sunteți curioși pe cine am adus alături de mine. Undeva aici în card o să vedeți, și vă rog, cei care n-ați apucat să vedeți interviul anterior cu Eugen Dima, este un om excepțional și sigur aveți ceva de învățat din experiența lui, dar astăzi atât am să vă dau un mic spoiler. The Unorthodox Manager este un om care și-a petrecut 35 de ani în high-tech industry, este de origine, aș putea spune, canadiană, dar este un român plecat în... Din Brașov. Din, mai exact din Brașov, da? Deci e vorba de Dan Klein, care a plecat din România, s-a mutat în Israel, după care Canada, Statele Unite, India și mai departe și... În meseria pe care, cu care și-a petrecut întreaga carieră, a avut bucuria să antreneze și să lucreze cu oameni din, eu știu, culturi diferite, religii diferite, și am avut bucuria să-l văd la un eveniment pro-afaceri aici în Brașov, se organizează cu antreprenori locali, să-l văd pe scenă. Am fost a fost fabulos și a fost extrem de impresionat de ceea ce spune și am spus nu pot să-l ratez pentru că în 3-4 zile vei pleca înapoi în Canada, da. Și am zis că nu știu când îl mai prind și este minunat. Oameni buni, știți că vorbesc despre oameni și vorbim despre faptul că dincolo de proceduri, sisteme care sunt fabuloase, sunt senzaționale, înainte de toate, eu zic că trebuie să punem oamenii și asta este lucru care cred că face diferența. Dacă antrenezi doar români, este o poveste. Dacă antrenezi două culturi, este o poveste. Dacă începi să antrenezi și să lucrezi cu oameni din culturi diferite, țări diferite și te și integrezi în țara respectivă, mi se pare fabulos. Și acum, bineînțeles, vorbim despre mindset, leadership și oameni. Dan Klein, bine ai venit la noi în episod. Găsit. Și este chiar o onoare și o bucurie. Aseară am avut sentimentul acela de îndrăgostit. Aveam sentimentul acela de fluturi în stomac, pentru că am auzit foarte mulți oameni pe scenă, cunosc foarte mulți oameni de care, cum să zic, educați și educă în direcția aceasta, îi absorbe efectiv, cu experiență foarte multă din țară, din România, dar în momentul în care am auzit prezentarea și mi-am dat seama că vorbeam pe drum singur în mintea mea, după care am pus-o și pe soție în telefon și am spus cât de fain a fost omul ăsta și cât de fain sunt oamenii și cât de mulți oameni sunt extraordinari, cu experiențe extraordinare și noi nu știm. Iar cartea, în momentul de față, știam să vi-o arăt, este în momentul de față este în limba engleză, vedem cum se așează planetele într-un timp relativ scurt, sigur o să existe și în limba română și cu permisiunea lui Dan, noi o să o promovăm, bineînțeles o să o avem și în, o să facem un review după ce o citesc, o să-i fac un review în emisiunea Citim și Învățăm Împreună, pentru că avem inclusiv un episod în care tot fac, citesc cărți cu oamenii, să învățăm să citească. Nu neapărat să citească, dar să-i deschidem perspective. Exact, să vadă un pic perspective. Iar asta este să fie o carte care sigur am să o citesc, după care am să fac un review la ea. Dar pentru că ești aici, eu am în minte câteva întrebări, habar n-am câte întrebări să mai apară pe parcurs, dar o să încep scurt cu cine este Dan. M-am născut în 1958 în Brașov. Am stat într-o casă cu foarte multe familii lângă Hotel Aro, uh-huh, până când s-a dărâmat biserica ungurească și am fost mutați la bloc.
M-am locuit la blocul în Piața Teatrului și am mers la școala 5. Da, am trecut da, prin fața oficiului noastră în fiecare zi. După care am mers la liceu la Meșoteu. N-am avut niciodată 10 la purtare la liceu. Nu din motive de comportare, ci din motive de răspuns la profesori. În carte e o poveste foarte interesantă despre mine și pe vremea respectivă directorul școlii, domnul Georgescu. Am ajuns la facultate, am intrat la ecotehnică, după care am crezut că dacă intru în activitate politică o să fac mai multe decât aș putea să fac singur. Am fost la două conferințe. La prima conferință am făcut greșeala să mă contrazic cu Dinu Marin, care era pe vremea respectivă secretar CCUTC. S-a supărat, a venit la Brașov și mi-a spus, dă-ți demisia. Am zis ok. Mi-am dat demisia. Și, și asta din... în ce an se întâmplă? În 1982, cred. M-a făcut... M-am dus la profesorul de electrotehnică, Nicolaide, un profesor nemaipomenit pe vremea respectivă, care mi-a spus în față, eu nu pot să te trec examenul, am primit directive de la partid, așa că mai bine schimbă facultatea, schimbă orașul, fă ceva. Și am zis, nu, eu am să răzbesc. Și am repetat anul, am învățat nemaipomenit, am venit la examen, a zis, ok, știi așa de mult că nu pot să nu te trec, mi-a zis, îți dau un 5. Așa de multe, deci dau un 5. Da, pentru că aveam în spate alte presiuni și am zis, știți ce, n-am nevoie de 5. Și am rămas, am ieșit din facultate, am lucrat la CCSITA, în Steagul Roșu. Pe vremea respectivă acolo se făcea cercetare de camioanele de viitor, proiectele noi de viitor. Aha, am două povești despre experiența mea de la CCSITA. După care am intrat la telefoane și despre asta e ceva în carte, cum am intrat eu la telefoane, pentru că trebuia o pilă, o pilă serioasă ca să te muți dintr-o secție de... Pe vremuri trebuia numai pile, trebuia să dacă vrea să-ți fie bine. După care am plecat în Israel. Dar aici e o chestie, cum am ajuns în Israel pe vremea lui Ceaușescu? Că aici era... Pe vremea lui Ceaușescu, Ceaușescu vindea evrei cu $2,000 US de persoană. Și Israel a plătit pentru cei 400.000 de evrei care au emigrat din România o grămadă de bani. Iar Germania plătea pentru nemți 3.000 de mărci, care erau la vremea respectivă echivalentul a $2,000. Ni s-a spus în față, am fost la ambasada israeliană, ambasada israeliană a zis, ne datorați, așa că 5 ani de zile stați în Israel. Și trebuie să stați 5 ani de zile, salarii vor fi salarii, taxele vor fi ca la toată lumea, o să aveți drepturi de noi veniți, care au fost nemaipomenit de ajutorat. Nu plăteam taxe pentru frigider, pentru mașină, pentru niciun obiect electric, electrocasnic. Dar problema e că când am ajuns în Israel să fac armată, mi-am dat seama că nu o să fie niciodată pace în Israel. Și am câteva povești în carte, una dintre ele care mi-a schimbat total punctul de referință al vieții. Am avut un coleg care într-un câmp de mine și-a pierdut practic uzul rațiunii, efectiv uzul rațiunii. Ce a făcut? A devenit bolnav mental, l-au scos din armată, n-a mai lucrat niciodată până am plecat în Israel, avea n-avea voie să conducă mașină. Dar ce s-a întâmplat ca să ajungă acolo? A fost o situație, o ambuscadă? Nu, nici pe departe. Încă o dată ne întoarcem la oameni. El era, de fapt, în cadrul armatei noastre, în cadrul armei noastre de câmpuri de mine, el era bucătar. Ok. Și... era un bucătar nemaipomenit. În carte sunt multe detalii despre cât de bun era el ca bucătar și poante și mă rog. Noi trebuia să armăm, deci jobul nostru era să punem mine și să explodăm corpul de mine. Deci le curățam, după care trebuia să le înlocuim cu mine noi. Minele își pierd valabilitatea între 10 și 12 ani. Din cauza timpului, din cauza că ruginesc, deci dacă vrei un câmp de mine care să fie efectiv, la 12 ani cel mult trebuie să schimb minele. Vorbim de mine anti-tankuri, anti-jeep. Nu anti-oameni. Alea anti-oameni sunt foarte simplu, foarte ușoare. Și Israelul are, pentru că de jur împrejur sunt numai dușmani, avea pe vremea respectivă peste 1,5 milioane de mine. Deci era multă treabă de curățat și de pus la loc. Deci noi ne-am apucat să plantăm un câmp de mine, întâi poi toate minele, dar ele sunt moarte de fapt.
până când pui detonatorul. Detonatorul e cam așa de mărime și are o clamă. Cel mai periculos lucru este să scape clama din mână, că îți zboară mâna, efectiv, și de asta se spune. Cine nu știe, ăsta a fost inventat de ăia care pun mine, nu de, nu de alții. Și tipul fiind bucătar, n-a făcut câmpuri de mine decât la instrucție, în prima perioadă de instrucție, după care n-a mai lucrat niciodată în câmpuri de mine. A venit cu mâncarea în anumită zi la noi și a spus: vreau și eu să intru în câmpul de mine. În câmpul de mine nu era voie să intre decât ca voluntar. Da. Deci toți eram soldați, dar trebuia să te simți stăpân pe tine, trebuia să știi că nu-ți transpiră mâinile, nu transpiri tu, vorbim de tensiune, practic tu te joci cu exploziv și ai 22 în buzunar. Explodează unul, șansele sunt și celălalt să explodeze. Și el a zis: eu vreau în câmpul de mine. Comandantul a zis: nu poți să te bag că ești de atâția ani la bucătărie. Și el a zis: nu. Există reguli. Dacă nu sunt destui oameni și nu se voluntarează, nu poți să-i spui nu. Adică îți trebuie un argument foarte, nu știu, probabil că logic, sau trebuie să fie undeva într-o procedură de armată. L-a lăsat. Și a fost pe același rând cu mine, mă rog, el a intrat. După prima mină, care a trebuit să o armeze și n-a reușit, a căzut în fân și a început să plângă. Tipul ăsta avea cel puțin 50 de kilograme mai mult ca mine. Eram toți îmbrăcați cu veste antiglanțe, dar nu din astea de poliție. Veste antiglanțe pentru mine, deci sunt mai groase, mai grele. Și armele pe noi, că așa e regulamentul. Și comandantul de afară, există regulament, n-ai voie să intri în câmpul de mine când a început armarea. Nimeni n-are voie să intre. Aia care sunt de acolo trebuie să se descurce, pentru că ei știu exact ce au făcut. Comandantul a zis: așteaptă să termine toată lumea și tu te duci și armezi și linia lui. Ok, dar problema e că el nu mai putea să meargă. El stătea și plângea, îi curgeau râurile din ochi. Dar de ce? Spaimă. Desferică. A avut un șoc. În armata israeliană se cheamă amoc. Adică foarte, foarte adânc șocul. Și nu putea să meargă. Și atunci a trebuit să-l iau în spate ca pe un sac de cartofi. L-am cărat afară. După care a trebuit să iau din buzunarele lui detonatoarele. Am armat și ale lui, am armat și ale mele. Nu vorbea. Nu putea să scoată un cuvânt. Continua să plângă. A venit salvarea, l-a luat la spital. A doua zi a venit soția, l-a luat acasă. La terminarea perioadei de armată a venit soția cu el și a zis: vă mulțumesc că l-ați ajutat să iasă, dar bărbatul meu a devenit o vegetală. O să dureze foarte mult să-l aducem înapoi la funcționalitate. Ăsta a fost momentul care pentru mine a zis: ok, de acum încolo trebuie să dăm altă valoare vieții. Că asta se poate întâmpla la oricine. Așa cum acum, din cauza lui COVID, o grămadă de oameni își reanalizează prioritățile vieții, hai să începem să trăim azi și să ne așteptăm peste 20 de ani sau la pensie. Ăsta a fost pentru mine un trigger, trebuie de făcut ceva. Și cum știam că pace nu o să fie în Israel niciodată, și soția zicea: ajunge, eu nu vreau să mai știu că pleci în câmpul de mine. Și că nu e e diferit să fii acolo decât când cineva e acasă și se gândește că tu ești acolo. Tu ești acolo, tu zici ce se întâmplă, vezi. Ești acasă, îți imaginezi foarte multe lucruri. Da, și așa din pat e cu telecomanda mână. Și ne-am făcut bagajele și am plecat în Canada și am început aproximativ de foarte jos. Pentru că în Israel eu eram în tehnologie în clasa 12-a și în Canada tehnologia era în clasa 4-a. Oh. Ceea ce a fost bine. Pe de o parte, că știi unde să te duci. Da. Dar pe de altă parte, n-am intrat unde trebuia și a durat mulți ani de zile până am ajuns înapoi la nivel clasa 2. Și vârstă câtă? Din România am plecat la 25 de ani. Da, da, da. Și din România în Canada am plecat la 25 plus 7 jumate. 32 jumate. Ce tare. Bun, și hai să începem călătoria, că... Poftiți. Dan Ortodox Manager începe călătoria. Am ajuns în clasa 12-a, da? Și de acolo... Haideți să ne legăm un pic de... Uite, eu am aici Life Lesson for Eliminating Turnover. Stăm și mă gândeam cum să elimini asta and running successful teams. Da. Aici este un catch în spate la treaba asta, că nu cred că cineva nu vrea turnover. Adică... Problema este că majoritatea lumii numai spune, dar nu face nimic ca să se oprească. Și aruncă bani pentru oameni, dar oamenii nu vor numai bani. Fiecare individual are prioritățile lui personale. Unii vor mai multă vacanță, alții vor...
un bonus de scurt timp, alții vor mai multă autoritate, alții vor să fie in charge la 2-3 oameni, alții vor să se ocupe să învețe pe alții ce fac, alții vor să învețe ei singuri. Și asta e o chestiune care de aici pleacă. Există și școala sau există și, nu știu, feeling-ul, lucratul efectiv cu oamenii te-a condus să cunoști toate detaliile acestea? Școala foarte puțin. Aici vreau. Deci ce s-a întâmplat când am intrat în Motorola? Am avut un proiect de 25 de oameni, în paralel cu șefa mea, care era șefă, dar tot departamentul lucra pentru mine, practic, în proiect. Și am observat că eu aș fi putut să fac mai bine decât alții în a fi manager de oameni. Pentru că având 25 de oameni într-un proiect pentru 2 ani jumate, practic am rulat nu numai proiectul și oamenii. Fiecare avea probleme, sunt copii, priorități, părinți, vacanțe. Deci eu trebuia să merg de jur împrejurul la toate problemele de la fiecare și am învățat că cel mai bine să previi, nu să corectezi. Și atunci oamenii au învățat că dacă în ziua în care au aflat că vor să ia vacanță la anul în aprilie, îmi spun eu la anul în aprilie vreau vacanță și atunci puneam în schedule dinainte că la anul în aprilie își ia vacanță și făceam planul în așa fel încât să poată să-și ia vacanță, să nu pot să-i spun fără tine ca de lumea. Okay, și oamenii au învățat că e mai bine să fie prietenoși și deschiși și să împartă cu mine problemele lor. Cu toate că asta nu e politically correct în nicio țară a lumii. Fiecare angajat e frică că dacă o să vorbească despre problemele lor personale, undeva se face un record și se pune în file și când se întâmplă ceva, ei vor fi primii pe listă pentru că au o problemă în familie sau o problemă personală sau... Deci, cu alte cuvinte, tu te-ai apropiat mai mult de oameni și le-ai înțeles. Am știut la toată lumea, toți copiii, soțiile unde lucrează, nu lucrează, problemele lor, mâncam în fiecare zi împreună cu toată grupa. Asta e o chestie interesantă, dar asta pentru că e o întrebare care o întâlnesc și eu des în anumite situații. Sunt manageri sau oameni care lucrează cu alți oameni și fac și abordează lucrurile în felul acesta. Mi-au aminte de o poveste a unui director care îmi spunea că înainte să se ducă în biroul lui, face rondul. Da. Dar rondul, ceea ce e foarte ok și apreciam, eu pulsa inima, zic, mamă, ce tare, știi? Dar el a răspuns-o că neapărat din perspectiva să văd dacă ești aptă, dacă ți-e bine, ți-e rău, este cumva să marcheze teritoriul, știi? Și atunci am dat seama că nu are avea neapărat legătură cu oamenii, avea legătură cu autoritatea, adică am venit. Depinde. Știu că depinde, dar acum aici e o discuție. Da. În ce măsură protejăm sau protejai integritatea, confidențialitatea datelor? 100%. Aici e o chestie foarte interesantă. Nimic n-a mers la Human Resources. Aia e o chestie care e foarte esențială. Niciodată n-a mers nimic la Human Resources. Întotdeauna am aplicat tot ce am vrut singur. Oamenii mei au știut că orice secret se oprește la mine. Aia e cea mai importantă chestie. Și eu când, un exemplu, eu veneam la serviciu și mi-am ales în așa fel, n-am avut niciodată oficiu închis, am avut cube, ca toată lumea. Și mi-am făcut cube-ul în așa fel ca eu să ajung la cube-ul meu când trec de jur împrejur pe la o grămadă de oameni. Nu puteam să trec pe la toți, pentru că aveam un grup. Și fluieram în fiecare zi. Eu fluieresc dintotdeauna vânzătoarea de violete. Ați văzut filmul cu Charlie Chaplin? Așa, dar nu știu... Așa, deci asta fluieram tot timpul. Am venit într-o zi la serviciu, n-am fluierat. Imediat 5 s-au venit în cube-ul meu, ce s-a întâmplat? Dar de ce credeți că s-a întâmplat ceva? N-ai fluierat azi. Bun asta. Deci relația a fost foarte, foarte apropiată. Dacă o să citiți cartea, o să vedeți. Am ajuns la oameni acasă, am vorbit cu soțiile lor. Când performanța lor a fost sub par, sub ce trebuia mie sau sub ce ar fi trebuit pentru întreprindere. Mi-ai anticipat întrebarea, că atunci nu fluierai, clar. Nu, eu fluieram. Dar când cineva nu își făcea treaba cum trebuie și încercam să vorbesc cu ei și erau evazivi, era foarte simplu să-mi dau seama că nu sunt ei de vină, s-a întâmplat ceva undeva. Și în loc să mă ocup de proiecte, mă duceam și săpam. Până descopăream care e problema și de cele mai multe ori problema era acasă. Neînțelegeri, înțelegeri, priorități greșite,
În câteva cazuri am încercat să-i apăr pe oameni, dar există o limită cât poți să-i apăr până când ei fac ceva singuri. Și m-am dus acasă, am vorbit cu soția și i-am zis, uite care e treaba, fără salariul lui voi muriți de foame. Corect. Ai nevoie de salariul lui. Dacă el nu-și îndreaptă performanța, nu o să mai ai salariul. Eu pot să-l salvez, dar există limite cât pot să-l salvez. În toate cazurile, soțiile au spus, spune-mi ce trebuie să fac eu și de mâine o să fie elefruntaș. Nu poți să spui pe postă ce le spune că trebuie să facă. Să-ți spun ție? Nu, ei aveau liste, Nu. Deci, în sensul că... Dar ei știau că tu mergi să vorbești cu soțiile? De față cu ei. Totul e pe față, nu... Am înțeles, m-am gândit. Încrederea trebuie să fie, nu... Dar mi se pare fabulos, deci asta e o chestie senzațională. Ce-am făcut? M-am dus și i-am întrebat pe ei, domne, vrei să ieși din situația asta sau vrei să te lasă să cauți de lucru? Asta e scenariul de filmă, Dane. Și au zis, știi ce... Eu sunt de acord să vezi cu nevastă mea. Ne și cunoșteam pentru că de obicei aveam sărbători din astea, cum e Crăciunul, unde veneau cu copiii și cu soțiile. Da, și atunci ne-am cunoscut. Deci nu era că mă duc la cineva necunoscut. Am dat telefon acasă, uite care e problema, vrei să vorbești cu mine? Ok, vino încoace și vorbim. Pizza, mă rog, e o poveste întreagă. Sunt două, de fapt, în carte. Două din multe. În care imediat suportul a venit de acasă, iar băiatul a devenit din unul care își chiopăta într-un angajat fruntaș. Până în ziua de astăzi îmi sunt recunoscători nu atât ei cât soțiile. Eu aici aș mai adăuga o chestie, asta e... Politically incorrect, da. Dar e în regulă. Dar eu mai am o întrebare. Da. Asta greșeală de procedură putea să fie? Respectarea de procedură? În anumite situații când... Eu n-aveam voie să mă duc să vorbesc cu familia. Nu, mă refer dacă, de exemplu... Era o situație, nu funcționau lucrurile în echipă, în business, în proiect, da? Orice se poate îndrepta când e voință, dar voința vine în funcție de motivație și motivația vine în funcție de condițiile tale personale. Schimbă condițiile personale, se schimbă motivația, se schimbă performanța și toată lumea merge înainte. Înseamnă că mi-ai răspuns. Deci asta era. Deci există clar, putea să fie o greșeală de respectare de procedură, da? No. Priorități greșite, aia nu era, da? No. Au prioritizat greșit, nu era ERP atunci, se făcea... Nu că au prioritizat. Practic, le-a scăzut motivația. Bun, deci atunci cumva ajungem că... Deci au început să lucreze mai încet, au început să fie atenți, să facă mai multe greșeli, care se puteau repara, că noi reparam tot, dar dacă înainte 9 ore făcea treaba de 10 ore, acum făcea 9 ore treaba de 7 ore. Deci asta e o discuție care tot o... Deci cineva, altcineva transmit. Trebuia să preia... Da, ce nu face restul de job. Și nu e fair... pentru ceilalți. Și de obicei, dacă eu nu observam, ceilalți observau și veneau să-mi spună, se întâmplă ceva cu cutare, poți să vezi care e problema. Uite, am un caz. Da. Cunosc un tânăr de 19 ani care îi mai scade motivația așa, dar n-are nici prietena. Așa? Și îi se întâmplă, se duce pe câmp, a mers acasă la maică-sa, am vorbit cu maică-sa, am încercat să-l ajut, își revine, dar el n-are o prietenă și nu-și face o prietenă. Dar și acolo... n-are nicio legătură cu prietena. Fiecare persoană are motivația lui. Unii au jucărele, unii au software, unii joacă games, unii joacă poker, fiecare îl motivează sau demotivează ceva. Jobul tău ca manager este să te duci să găsești ce. Și ori să atenuezi, ori să elimini. Și dacă el spune că nu știe ce? Nu știe că de ce e demotivat. Nu există așa ceva. Nu există. Încet, încet, sap și până când persoana ajunge într-un colț și când ajunge în colț, iese adevărul la suprafață. Ah, gata, deci de-aia ai ajuns atât de atâtor la colț. Râzi, harape, da, știi tu. Da, se întâmplă. Nu, am avut tineri chiar în companii de IT care acolo chiar am fost informat că sunt provocări de challenge, introvertiți, cu se izolează, se așa pentru și pentru că cum... cineva a călcat pe bombeu sau cineva i-a insultat sau cineva s-a comportat. N-am pus în carte pentru că nu cred că am pus în carte chestia asta. Ba, cred că am pus-o. Am avut un caz în care un angajat îl acuza pe șeful lui că e tehnic incompetent. Și am zis, ok, când ajung să văd echipa, că era în altă locație decât mine, facem un meeting și să-mi aduci cine crezi tu că e de acord cu tine. Că, ok, a adus doi. Unul a zis, eu n-am venit aici să spun că l-ai incompetent. Ăsta nu mi-a zis pentru ce să vin aici. Eu am venit aici că mai să vin aici. Ok, ești avară? Corect. Următoarea a zis, domnule, eu l-aș considera că nu e așa de bun cum ar putea să fie,
Dar n-am avut niciodată probleme când m-am dus la el să-mi rezolve probleme. Zic, ok, mulțumesc. Out. Acum, care e problema ta? Și ăsta a început să enumereze o grămadă de fapte, proiecte cu nume, pentru că lucram în proiecte. Da. Ok. Fă listă. Bun. A făcut listă. Mm-hmm. Am stat cu team leader-ul de care el se plângea. Și ăla, într-o profesionalitate excepțională, a zis, hai să avem un meeting în trei. Și am făcut un meeting în trei, eu la capul mesei, unul într-o parte, celălalt în cealaltă parte. Ăsta l-a acuzat pe team leader de 10 lucruri aceleași care mi le-a dat și mie și team leader a stat și a luat notițe și a zis, ok, vom cerceta chestiile. Noi aveam recorduri pentru orice s-a făcut în proiect. A doua zi dimineață, noi am fost amândoi primii, team leader și cu mine, ne-am uitat la records. 9 din 10 erau 100% minciuni, nu vorbim de o denaturare cât de cât, iar ultima era, cum se spune, a gray. Da. Nu era nu albă, nu era neagră. Zic, ok, am invitat pe Gagiu înapoi în meeting, uite aici, ecran mare de tot, uite aici care sunt punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4, punctul, da. Avem records de 5 ani de zile. Ai mințit 1, 2, 3, 4, 5. Zic, conform cu regulamentul poți să te dau afară. Acum, fără povești. Dar îți mai dau o șansă. Te pun în probare. 3 luni de zile probare. Acum, problema este că, din punct de vedere al Human Resources, se trebuia să-l dea afară. Corect, că e regulamentul. Da? Că calomnii. Da. Am dus la Human Resources, eu vreau să-i pun în probation pentru behavior, care nu există așa ceva în probation. Corect. N-ai decât să scrii tu ce probation vrei. Am scris ce probation vreau, l-am luat pe Gagiu într-o cameră, a zis, nu sunt de acord. Și am spus, pe mine nu mă interesează dacă ești de acord sau nu. Da. Eu am intrat acum pe șinele sistemului. Astea sunt condițiile, ori te îndrepți, ori între ele ești afară și crede-mă, asta e încă o chestie care e anortodoxă. Mm-hmm. Fiindcă eu am scris prima carte tehnologică, sunt foarte bine cunoscut în întreaga lume, în meseria mea. Și am zis, nu cred că ai să găsești un serviciu, pentru că oriunde să te duci în rezumeul tău să scrie, am lucrat la compania respectivă, în loc să te întrebe pe tine, o să mă sune pe mine și eu am să le spun ce comportare ai avut. Nu poți să faci treaba asta, e ilegal. Zic, e ilegal să te țin aici. Trebuie să te dau afară ieri. Ok. În 2 luni de zile a devenit așa un exemplar de angajat, s-a voluntariat să se ducă în India, să învețe pe ea, să-i aducă la nivelul care era echipa mea din Nord America. Încă o dată. Trebuie să găsești punctul sensibil la fiecare și trebuie să știi unde să pui focul. În momentul în care ai pus focul, oamenii încep să alargă. Și să pui focul. Asta ce înseamnă? Îi pui foc la fund. Ata, Dane, am aflat. O să vin cu petarde. Ce foarte fain. Oricum, uite, o chestie care o spuneam chiar înainte de înregistrare, să dăm drumul la înregistrare. Și ai avut observație foarte mișto. Cumva să conduci oameni fără să fi trecut prin școli. Prin școli, da. Aici este o diferență și am avut, uite, nu întâmplător, chiar ieri, înainte să ne vedem noi seara, am avut o altă întâlnire într-un alt loc și o personalitate destul de cunoscută în România a făcut o observație, că nu vreau să zic remarcă, dar a făcut o observație, face educație antreprenorială de niște ani de zile, cu un nume, și a spus că de anul ăsta mă fac antreprenor. Și zic, dar de ce? Stai să vezi. A fost foarte interesant. Nu vreau să dau nume, că mi se pare corect că îl respect și chiar un om bun. Păi ce face e bun. Bă, zice, m-am dus la Madrid și am avut o conferință cu antreprenori din Madrid. Și l-am ascultat pe Xulescu, care are 70 de locații în România, 2 pe nu știu unde, pe în Dubai, pe nu știu ce. Are nu știu câte alte business-uri, sute de milioane de euro. Bă, când a vorbit ăla, a fost prima oară în viața mea, asta se întâmpla cu 2 luni, când am simțit că tot ce am făcut până acum era din cărți. Pe de o parte, bine că a observat, dar sunt foarte mulți care în continuare prezintă și predau din cărți, că este antreprenoriat sau leadership sau management sau whatever, și mi se întâmplă și mie. Și sunt oameni care își fac un pic de și de acolo pe aia îl predau. Fără să fi trecut, cum am mai zis eu cuiva, bă, ai stat vreodată, și asta mi se pare fabulos că puțin știu, să ai o situație de vârf de sezon, nu știu, în mijlocul unui proiect, da, da, în care trebuie să livrezi.
și să ai doi oameni, unul bolnav, altcineva are o provocare acasă și tu să nu știi ce să faci. Nu poți să faci recrutări, că n-ai timp să inducție povești. Da. Cum îi întorci? Cum soție? Cum copil? Cum? Ce faci? Am să-ți dau exemplu dacă vrei. Dar știu și de am și... Dau că se întâmplă și sigur și asta, eu îmi pregătesc deja în minte întrebările. Pentru că sunt situații în care dacă nu ești acolo în ziua aia, în ora aia, în momentele alea, să le trăiești, că nu le trăiești doar cu capul, stai tu și gândești... Emoțional. Exact. Deci acolo este 100% inteligență emoțională și este atât de largă plaja asta de inteligență emoțională și cu, mai ales că tu vii cu experiență, nu e numai un, o persoană român, da, să zicem, plajă largă de religii. 5 țări. 5 țări și așa mai departe. Cum te-ai adaptat? Care a fost? Că e un nucleu. Aici, cred că... Deci eu vreau să dau exemplul ăsta că... Da. Întâi și întâi, cum am scris și în carte, la 10 ani am devenit, din punct de vedere financiar, cunoscător. Așa. Mama, tata a murit la 9 ani și la 10 ani mama a zis, acum trebuie să înveți cum funcționează o casă. Și am învățat... Mama a zis, deci nu te-ai hotărât tu să înlocuiești pe tata. Aveam 10 ani și eu nu v-am hotărât de nimic. 10 ani aveam, eram pionier, eram președinte de detașament. Aia era cel mai important lucru la mine, cravata roșie. Dar maică mi-a avut o viziune mult mai bună sau mai largă sau mai adâncă decât a mea și a zis, trebuie să înveți ce se întâmplă când eu nu mai sunt. Mama mea a fost bolnavă de când m-am născut, eu a stat acasă, pensie de boală, și a zis, dacă mi se întâmplă mie mâine ceva, tu cum te descurci? N-aveam pe nimeni în România, nu rude, nu nimic. Toate rudele în Israel, frații mamei, frații tatei. Și atunci am învățat cum se împarte salariul, pe vremea respectivă venea cash, bani în mână, poștașul îi aducea, și am învățat cum să împarți bani în plicuri, plicul de chirie, plicul de întreținere, plicul de haine, plicul de mâncare, plicul, am învățat toate prețurile, am știut toate prețurile, am știut cât cheltuim, am știut tot. Am și scris în carte, la 18 ani unul din prietenii mei i-a murit tatăl și mama lui plângea disperată că ce mă fac? El a ținut toți banii, când aveam nevoie îmi dădea bani și eu nu știu ce să fac. Și am zis, vă învăț eu. Și am stat și am învățat-o cum funcționează sistemul financiar personal. Ce tare. Da. Și după 2 zile am învățat tot ce trebuie, era o femeie destul de deșteaptă. Dar pentru că n-a fost niciodată pusă în situația să facă management de financiar personal, personal, da. N-a știut nimic. Și era foarte speriată, am venit după o lună, a zis că a făcut singură toate chestiile și eu nu m-am uitat. Și am zis, ok, aici trebuie o ajustare așa aici, pentru că un exemplu care nu te gândești în ziua de astăzi, pentru că există cărți de credit, în iarnă va trebui să-ți cumperi o haină de iarnă. Corect. N-ai să ai bani din pensia de iarnă pentru salariul de iarnă. Hai să începem să punem de acum deoparte. Deci făceai o aproximație cât o să fie haina și începeam să punem din august 20 de lei, 30 de lei deoparte pentru haina din iarnă. Și când ajungeai să cumperi haina din iarnă, aveai banii. Ăsta este motivul care până în ziua de astăzi eu nu cumpăr absolut nimic dacă nu am banii. Am cărți de credit. Eu deja am o întrebare pregătită. Deci, practic, experiența asta te-a învățat sau poate și rădăcinile familiale înrădăcinate? Că e o vorbă care spune că evreii sunt specialiști în bani. Da, dar nu știu dacă ăsta e un motiv, dar cred că dacă nu mă educa maică mea, n-aveam de să învăț. Poți să spui despre tine că ești specialist în bani astăzi? Nu, personal, da. Ai mei personal, da. Finanțele mele personale, da. Alții, nu. Nici nu mă interesează. Nu? Nu e jobul meu. Eu vreau să mă ocup de lucruri care îmi plac, cum ar fi chip design. Și în rest, trebuie să fac destul. Ai avut ocazia să pornești pe drumul tău? Să pornești în... Să faci tu un business, de exemplu. Da. Și? Da. Păi în 2013 am scris în carte. În 2013 am terminat cu compania unde lucram ca layout director și am văzut că toate joburile zboară spre țările unde e mai ieftin. Și am zis, ok, trebuie să facem ceva. Hai să facem services în Canada, dar într-un fel în care eu să pot să reînvigorez creșterea de cadre în meseria de IC layout. Și bineînțeles, au fost câțiva, din fericire pentru mine, compania la care am lucrat i-a dat afară, pentru că s-a dus cu totul în India. Și am început cu ei, după care am adus din India eu, unii alții, dar ce am făcut? M-am dus la o companie din India,
cu care lucrasem dinainte, se chema Sancalp. Și le-am spus, eu sunt de acord să lucrez cu voi cu condiția ca în Canada eu fac ce vreau. Mm-hmm. Adică ce? Și am, în loc să fie interviu, eu am scris un PowerPoint. Asta vreau să se întâmple cu tare, cu tare. Să nu ziceți, pe urmă, că n-am știut, că am ascuns, că nu știu ce. Ok, aici e toată cerința. Platforma mea ce vreau să fac. Dacă ai să citești cartea, ai să afli și cum, și cum de-am ajuns să semnez contractul cu ei, că n-a fost planul meu de la început pornit așa. Dar planul meu a fost în 5 ani de zile să creez 25 de layout designer noi în Canada. Am stat 6 ani în companie, am creat 35, deci eu mă consider că mi-am depășit planul. Am făcut în perioada asta de 6 ani angajări, performance reviews, salarii, bănci, finanțe, tot ce trebuie executiv. Făcut la 35 de oameni. Executiv. Da, dar n-am avut secretară, n-am avut finanțe, n-am avut nimeni, am făcut tot. Aoleu. Da. Și asta adică un fel de intraprenor, aș putea spune. Nu? Cum îi zicem? Antreprenor, nu contează cum îi zici. Ce dar e antreprenor? Erai pe firma ta sau pe firma colegii? Eu eram subsidiarul lor. Subsidiar. Da. Ok. Ideea este, părerea mea este că antreprenorul e unul care începe singur ceva. Da. Eu am început singur ceva pentru că motivul meu a fost nu vreau să dispară meseria din Canada și știu de ce, pentru că în momentul în care dispare meseria de layout, companiile o să spună nu mai vreau să fac nici circuit, nu mai vreau să fac nici design-ul, că n-am la ce să fac cu layout-ul. Uh-huh. Și atunci hai să facem outsourcing și la ăla. Și la ăla, da, corect. Deci începe migrarea de creiere, migrarea de joburi și alții o să beneficieze și am zis nu, eu n-am să-i las să beneficieze. Și am... Bill Gates spunea pe vremuri, dacă nu poți să-i învingi, join them. Nu poți să învingi India, în schimb am găsit o soluție ca să lucrez cu ei sub umbrela lor, dar să fiu independent. Și le-am scris de la început reverse outsourcing. Și să știi că în momentul în care am început să mă duc la canadieni, firme canadiene și să le ofer servicii, deci întâi le oferam servicii din India, după care încet, încet, când deveneau mai dependenți, încrederea creștea, acum vă ofer și în Canada. Și încet, încet am adus, încet, încet am crescut. Am avut oameni din Armenia, din Iran, din Ucraina, din Rusia, din Israel, din India, foarte mulți chinezi, care alții nu ar fi vrut să-i angajeze. Pentru că nu vorbesc limba destul de bine. Sau să știi că încă există pentru musulmani o frică. Da. Cu toate că aia care sunt răi nu sunt 1,6 sau 1,7 miliarde de oameni, aia sunt câteva sute de mii, da. Corect. Toate filmele îi arată pe arab numai răi. Da, chiar așa am că, mai văzut un documentar pe așa că asta. E greu să convingi pe cineva, dar am avut oameni care au avut efectiv nevoie de ajutor. Am adus mămici de acasă, care nu mai lucrau de 12 ani că au crescut copiii și le-am adus înapoi, le-am găsit program de training. Acum lucrează bine, mersi. Deci planul a funcționat. După care compania Canada a fost cumpărată de India și India a fost cumpărată de o companie de 150.000 de oameni în care mi-am pierdut și valoarea și cuvântul și tot ce am zis, ok, eu de bani nu mai am nevoie, mi-am făcut plan. Nu, foarte simplu. Eu știu cum să trăiesc cu banii pe care i-am. Vreau să mă apuc să scriu cărți. Să-mi termin cărțile. Adică vreau să scriu o revizie la prima carte, că au trecut 20 de ani, cartea tehnică. Și așa a venit, hai să vezi, în carte a venit CEO de la Sancal peste mine să-mi spună, hai domnule, vino să ne ajut. Și am zis, te ajut, dar numai dacă mă ajuți și eu, pe mine. După care am terminat cu ăștia mari și acum mă străduiesc să încep cu un altul, tot asemănător, care mi-a fost student cu 12 ani. Student în training. Așa, și ce se face acolo? Exact același lucru ce am făcut prima oară. Să cresc numărul de layout designer din Canada. Adică n-ai ieșit la pensie, cum le spunea asta? Am ieșit. Altul face treaba, eu numai sunt advisor. Eu îi spun ce să facă. Corect. Și face. Corect. Acolo e deja cascadare, dai drumul mai departe. Da. Mai am două cărți de scris, așa că îmi trebuie timpul de scris. Nu? Dar cum să nu? Și noi o să fim alături la tine, pe lângă tine, pentru următoarele, să le lansăm. Running Successful Teams. Da. Uite, echipă de succes. Da. Când te gândești la echipă de succes, ce înseamnă pentru tine, om care... Am să-ți dau un exemplu. Am avut un proiect
care de la început a părut a arăta ca o minune. Compania s-a hotărât să intre în domeniul cu totul nou. Toți erau foarte excitați și nimeni n-a putut să facă un schedule pentru proiectul respectiv realistic. Fiecare a ghicit, a dorit. După care încet, încet, când am început să intrăm în pâine, cum se spune, s-a văzut că era mult mai mult de lucru. În paralel cu proiectul ăsta, care îl conduceam noi în coasta de est a Canadei, pe vremea respectivă nu toată Canada, nu toată echipa de layout îmi raporta mie, jumătate, oamenii munceau 10-12 ore pe zi, veneau sâmbătă și duminică la servici fără să-i întrebi. N-am spus niciodată la cineva că trebuie să vină în weekend. Dar, îți dau un exemplu, la un moment dat am avut nevoie de cineva să ruleze 24 de ore verificări. Ok, verificări, dar de unde e 24 de ore cineva și în weekend? Avem două zile de weekend. Corect, deci trebuie să se combin cumva. Și le-am spus, bă, eu nu mă bag. Voi vă hotărâți, voi vă voluntariați. Eu puteam să dau directive. Tu vii cu tare, cu tare, cu tare. Eram șeful. Da. I-am lăsat să se hotărască singur. N-am avut o singură plângere, n-am avut o singură oră fără acoperire. India s-a voluntariat, Israelul s-a voluntariat, americanii s-au voluntariat. Care-i DC-ul? Deci vreau să știu care-i DC-ul. De ce? Când oamenii simt că sunt apreciați și sunt considerați egali, ăia din India, cu ăia din Israel, cu ăia din Canada, cu americanii, toată lumea vrea să fie parte din succes. Crezi în... O întrebare mi-a răsărit acum în minte. Și o am aici desenată pe schiță. Da. Sistemul piramidal mai funcționează? Da. Depinde cine e în top. Bun. Ești de părere că poate să existe și alt sistem? Adică se pot construi și alte sisteme? Există o carte scrisă de... Probabil că da, dar în industria mea... Frederic Laloe. Despre? Organizația reinventată. Ok. E un tip care testează de prin 2015, scrie de fapt despre organizații care nu mai sunt conduse piramidal, vot democratic, își aleg liderul în funcție de performanțe, competențe, există un soi de amiabil, adică se arbitrează cumva, adică dacă există conflict în anumite echipe și liderul care l-au ales ei să-i conducă pe o perioadă determinată, există niște reguli, apare un alt X care nu e resurse umane, care vine să arbitreze la modul în care îl pun pe Dan, te pun pe tine, povestiți și eu zic ok, de ce te-ai gândit la asta? Adică doar folosesc întrebările. E foarte mișto explicată, sunt că în Franța e o companie care lucrează pentru Volkswagen, Audi, tralala, și fac niște componente. Mai e o companie în Belgia, Olanda, care au asistenți sociali. Mai e o companie, undeva în zona asta sunt și sunt cu de foarte mare succes, adică cifre, rezultate, dar apropo de unorthodox, da, e exact sistemul celălalt, adică s-a eliminat sistemul piramidal și se lucrează în... Când vorbim de sistem asta piramidal, nu ne referim la faptul că ai VP, director și manager. Pe modelul ăsta vorbesc, știi? Aici... Când vorbim de sistemul piramidal, ne referim la echipe. Mm-hmm. Nu la cine e deasupra echipelor. Bun. Poți să fie unul care să aibă 10 echipe și să fie director. Deci corect, eu aveam 5 echipe și eram manager. Corect. Și când am vrut să fiu promovat... Unde? Să fiu director. Ah, ok. Și ai să spui de ce am vrut să fiu promovat. Păi am vrut să fiu promovat pentru că oamenii care lucrau sub mine, team leaderii, lucrau sub mine de 10 ani. Ei trebuiau să fie promovați. Dar dacă eu nu mă mișcam din postul ăla, ei n-aveau unde să fie promovați. Și m-am dus până sus la CEO și am zis, domnule, trebuie să faci ceva să mă promovezi, n-am nevoie de bani, dar ca să vreau să-i țin în companie. Ce tare, de fapt era tot despre oameni, da, despre ce. Și atunci el a zis, ok, dacă vrei să te promovezi, trebuie să faci altceva decât ce ai făcut până acum. Trebuie să adaugi la capabilitățile grupului tău o altă capabilitate. Uh-huh. Ok, și ziceai, îți dau 2-3 săptămâni să vii cu o idee și cu un plan, buget, cu tot ce vrei. Am să văd dacă îmi convine sau nu. Dacă ți-l aprob, ai 6 luni de zi să-l implementezi. E implementat, îmi arăți rezultate, te fac director. Ok. Tare, corect. Am făcut tot ce a zis, m-a făcut director, mi-a crescut salariul cu sub 2%. Așa. Așa. Am promovat pe unul dintre ei la manager, pe unul dintre ei la technical advisor
Și pe al treilea a zis, eu nu vreau să-mi dai mulți oameni, dar eu aș vrea să iau India, că vreau să mă duc în India să învăț mai mult despre cultura lor, și pe ăla l-am făcut responsabil de India. Americanul a fost responsabil pe India. Ai văzut, domnul Dan, el vrea să ajungă în India. Sunt motive diferite pentru a ajunge în India. Și eu am zis la fel. E turism, e tehnologie. La el e partea spirituală mai mult. Cel puțin crede. E regulă, sunt o grămadă de temple. Dacă e nici aia n-au temple, nimeni n-are temple. Corect. Uite, mi-a plăcut o chestie foarte tare. Deci tot până acum în acest podcast ai vorbit despre oameni, echipe, nu a fost pentru bani, finanțe personale, sub 2% a fost creșterea. Da. Bun, oricum ai lucrat într-o industrie care a crescut în toți acești 40 de ani. Da. Deci indiferent de, nu contează suma, ea oricum creștea și era mare față de toate celelalte industrii, pentru că era într-o zonă în care se dezvoltă, da? IT și așa mai departe. Este, n-a fost niciodată în toată călătoria ta de manager, de coordonator și așa mai departe, nu a fost o prioritate pentru tine rezultatul financiar și datele sau cifrele? Nu, banii pe care îi câștigi tu? Noi, în primul rând, a trebuit să fie destul ca să putem trăi. Comparând cu cum vrei să trăiești, cum vrei tu, că puteai să trăiești. Eu am învățat, la 10 ani să vreau numai ceea ce pot. Nu invers. Și păi atunci, da, stai puțin, că acum la, uite, vârsta ta tu poți multe. Da. Și poți și mai multe. Da. Da, pentru că sunt... Cum sună asta? Sună foarte bine. Sună la faptul că la 63 de ani în sfârșit pot să fac ce vreau. Să-ți dau un exemplu. Eu știu, dar sunt tineri care se uită și vor avioane cu motor. Bine, asta pentru că media le spală creierii greșit. Dar ce vreau să spun este că la 40 de ani, 40 și ceva de ani, a fost prima oară când mi-am cumpărat ce am vrut și nu ce mi-a trebuit. Cât? La ce vârstă? La 40? Peste 40. Și până la 40... Am cumpărat numai ce mi-a trebuit. Îmi trebuie o mașină, dar să fie bună. Îmi trebuie o casă, dar să fie X-ulescu. Îmi trebuie cutare. Deci tot a fost foarte plănuit, decis, analizat, împreună cu soția. Am trecut de multe plicuri, dar vreau să spun... cum vreau metaforic. Să, da. Cum să spun, până n-am avut banii... Îți dau un exemplu. Am avut un Subaru, Impreza pe vremea respectivă. Mașină mică, dar avea all-wheel drive, ce pentru mine era important în Canada. Și mi-a plăcut de la distanță Subaru WRX, Subaru care e măsurat de raliu, inclusiv albastru. Și m-am tot uitat la el, m-am dus la dealer și i-am zis, vreau să încerc un WRX. Și zice, păi de-abia ce le-ai cumpărat pe ăsta? Da, dar vreau să văd dacă ăsta e ăla care îmi pun eu gând după el. Da, să îl lanse... Ui, ce tare asta. Să încep planul. L-am luat la plimbare, am zis, ok, asta e mașina pe care o vreau. Și am început să pun bani deoparte. Și la fiecare 6 luni veneam și ceream un tur cu Subaru să văd dacă încă e ăla care... Că poate mi-am schimbat gustul, poate mi-am schimbat... Da, loc, frate. Noi râdem că e exact educația pe care noi transmite. Foarte fain asta. Bravo. Și când am avut banii și a fost timpul să schimb mașina... Ai avut banii. M-am dus și i-am dat banii jos. Ce vreau să-ți explic este că tipul m-a întrebat, chiar îți trebuie mașina asta? Zic, nu, dar e prima oară în viață când pot să cumpăr ce vreau. Acum, chiar înainte de episodul ăsta, că mă bucur tare că spui asta, dar de ori scurtă paranteză, am venit, azi am avut o zi mai relaxantă, tu știi, și am făcut ce am vrut eu. M-am plimbat, e ziua mea de naștere și ziua mea de plimbat. Și eram cu fetița mea și atât m-am plimbat că la un moment dat am ajuns pe lângă o reprezentanță auto și am zis lui fiica mea, zic, haide să intrăm până aici. Ea nu m-a întrebat de ce. Fetele, oamenii mă știu deja și am zis, vreau să-mi arăți mașina aia. Mi-a arătat-o, mi-a povestit tot despre ea. Mașina mea e aproape nouă, adică de 2 ani și n-are 3 ani. Și bineînțeles, pe drum către mașină, ea nu m-a întrebat. Dar i-am spus, zic, eu pregătesc următoarea mașină. Da. Peste câțiva ani când o să vin, o să am și prețul cel mai bun. o știu ce vreau odată și cu siguranță... Eu îmi planific întotdeauna următoarea mașină, următoarea mișcare. E bineînțeles că acum ea învață, că e pitică, da? Dar asta mi se pare fabulos și uite, vezi, ăsta este mindset-ul de care vorbesc eu. Și uite, mi l-am dat de când am început acest interviu de... Gândirea departe, da. Da, preventiv. Preventiv, tot timpul să gândești preventiv. Da. Și în anticipat. Super tare. Bun, deci cumva și Subaru l-ai avut.
Și am avut WRX, am terminat cu ăla după 8 ani, am cumpărat un alt WRX. A, deci ești fan? Da, sunt. Și acum tot Subaru am. Da? Am un Subaru... Subaru... zi mașinile mai mari de Subaru. Nu, nu Outback, ăla normal, mare. Dar nu, nu SUV. Nu SUV. E asta, cum e Volvo V70-ul? E, genul ăla? E Subaru. All... Accent. Nu. Mare. Accentul e SUV, eu nu conduc SUV-uri. E între. Știu, deci cred am că... cumpărat, ne-am mutat de la casă la bloc și atunci am avut o singură parcare și am dat amândouă mașinile, a mea și a lui nevastă mea. Dar de ce te-ai mutat de la casă la bloc? Din mai multe motive. Unu, fiul a zis că îi place casa și l-am lăsat în casă. Ah, ok. Al doilea, noi vroiam de mult să ne mutăm în centrul orașului. Eu m-am născut și am trăit în centrul orașului. Și noi începem să mergem de mult timp. Mergem la concerte, la operă, la balet, la teatre, care toate sunt în centrul orașului. Și atunci vii de acasă, stai acolo, restaurantele sunt în centrul orașului. Și la casă cam lucrezi. Și la casă tot timpul ai ceva de făcut. La apartament altcineva se ocupă de reparații și minuni. Eu, asta am e ajuns întrebare. La vârsta la care ar fi bine să mai mă cațăr mai puțin pe scară. Corect. Totul e preventiv, ne gândim aici. Am zis nu, dar e o întrebare pentru mine asta, dar e și o întrebare care visezi la tot că fel de cai vezi pe pereți, când de fapt îți dai seama că tu vrei să folosești timpul ăla pentru alte altceva lucruri. Deci îți faci prioritățile la ce vrei să poți folosești. Poți să merg la concerte, să da. Nu mai stau să-mi cade zidul, adu iară pe Nea Vasile. Da, foarte tare să știi că asta mi-am notat-o. Abia aștept să-i arăt pe podcastul soției. Eu am rămas aseară cu o chestie și eu vorbesc foarte mult despre cum poți să dai engage oamenilor prin a le arăta inima ta. Da. Ți-a fost ușor să... fii tot timpul open heart. Au fost momente în care, și mai ales că, nu, una este să te obișnuiești cu o anumită cultură, o țară te obișnuiești, dar schimbând, care sunt diferențele să fii tot timpul open heart? Adică ai văzut asemănări între oameni din India, eu oamenii știu, sunt Pakistan. La fel peste tot. Fiecare vrea o viață mai bună, fiecare vrea o mâncare mai bună, fiecare vrea o casă mai frumoasă, fiecare vrea copiii lui să meargă la o școală bună, fiecare vrea... Nu există nicio diferență între un american, un indian sau un israelian. La natura omului. Diferența cea mai mare este în ce mediu trăiesc, unde se învârt, cine sunt prietenii, pentru că ea influențează foarte mult anumite chestii, dar când stai cu ei unul la unul, la o bere, la o cafea, la un lunch, la ei acasă, it's the same. Sunt aceiași oameni. Au altă culoare, au altă religie, au alt sex, unii sunt bărbați, unii sunt femei. Au fost indieni care când au dat kicks în altă țară străină, nu și-au chemat părinții, m-au sunat pe mine. Nu pentru că eu aș fi putut să-i ajut mai bine, dar pentru că au știut că eu am să găsesc mai ușor o soluție și am să înțeleg problema lor. Părinții nu o să înțeleagă problema lor. Corect. Și pe urmă, eu trebuie să mă duc să vorbesc cu părinții lor. Încă o dată, oamenii sunt la fel. Nu există nicio diferență între culori, culturi... Cultura funcționează, dar dacă cojești omul, până la urmă, au aceleași priorități. Cât conduci cu autoritate, procedură sau conduci din umanitate? Ai făcut o diferență? În general, prin delegare. Da, știu, și delegarea asta vine? Empowerment. Empower. Fiecare trebuie să îmi demonstreze ce poate. După ce au demonstrat ce pot, primesc libertăți care nimeni altcineva nu le are. Și ai să râzi, dar oamenii fac greșeli, nu? Totdeauna. Da, Dumnezeule. Dar trebuie lăsați să facă greșeli mici la început, ca să nu facă greșeli mari mai târziu. Deci, practic, trebuie să-ți crești echipa așa cum îți crești copiii. Dacă îi ții tot timpul de mână, nu o să înveți niciodată să fie singuri. Corect. Dacă îi cocoloșești, nu o să se descurce să găsească, să improvizeze. La chestia asta românii sunt nemaipomeniți, improvizarea. Ai spus că ai avut retenție maximă, adică da, 100%. 100%. Ce s-a întâmplat atunci când... Când am plecat, s-a dezmembrat tot. Odată. Dar altă întrebare era când a fost nevoie să... Dau afară oameni? Da. Eu i-am ajutat să găsească joburile. Toată lumea pe care a trebuit să o dau afară din motive financiare, că corporația a dat ordine, eu le-am găsit joburi în...
la unii chiar înainte să... Să-ți dau un exemplu. E în carte, și în carte exemplu ăsta. În 2006, compania a hotărât că o închide Ottawa. Efectiv, tot oficiu. Eu aveam în Ottawa, pe vremea respectivă, la vreo 15 oameni. Unii au zis... N-am avut voie să spun la nimeni pentru o săptămână. Asta a fost cea mai cruntă săptămână din viața mea. Pentru că eu mâncam cu ei, auzeam planurile lor de vacanță, planurile de familie, tot ce vrei, și știam că nu o să se întâmple, pentru că săptămâna viitoare fiecare primește un pliculeț. Dar în ziua în care ei au primit pliculețul, eu deja aveam pentru fiecare opții. Am avut o colegă de serviciu care era single mother. O mamă singură, fără servicii, în plop. Nu are un copil. Am plănuit pentru ea primul job și am terminat în proiect sarcinile în așa fel că vinerea a terminat la mine și lunea a început dincolo. Am avut oameni care s-au dus la interviu în California la un alt fost student de-al meu și care au muncit așa de tare că n-au fost în stare să se pregătească pentru interviu. N-au vrut, e vorba de dedicație, n-au vrut să plece până nu-și termină partea de proiect. Și atunci eu am făcut o listă cu toate lucrurile bune pe care le-au făcut, le-am făcut fax la hotel și a doua zi s-au prezentat la interviu cu hârtia scrisă de mine. Da, e fabulos, pentru că ăsta e un exercițiu de leadership fantastic și asta de fapt era întrebarea. Deci n-ai reușit să dai afară pe nimeni care nu și-a găsit servici. Așa. Da. Și cu toate astea, Au fost momente când ai fost dezamăgit? De companie, da. De oameni mai puțin. De oameni mai puțin. Pentru că oamenii sunt oameni. Nu sunt perfecți, nu sunt toți deștepți, nu sunt toți buni, nu sunt toți motivați, au problemele lor. Am citit odată undeva, nu țin minte exact unde, că există două... Știi nu cine? Dale Carnegie. How to make friends and... Is the best book, da, for me. Deci unul dintre chestii care tipul le-a zis era, există oameni care când sunt cu oameni sunt se umple de energie, se duc acasă energizați, sunt în stare să facă încă o grămadă de lucruri. Și există oameni care vin obosiți când lucrează cu oameni. Eu m-am simțit totdeauna foarte energizat că avem lucruri de făcut, că a apărut ceva interesant. M-am voluntariat la, cum am zis și în prezentare, pentru mine voluntariatul a fost foarte important, pentru că afli de niște lucruri care altfel n-ai putea să le afli și te ajută să alegi, pe urmă, între alea bune și alea rele. În plus, îți faci prieteni pe care n-ai prevăzut niciodată că ai să-i ai. Corect. Deci, am lucrat foarte mult, vorbim de ore, foarte, foarte multe ore. În 92 am vrut să mă duc în Israel să-mi trimit banii de pensie și de perfecționare în Canada să cumpărăm o casă și n-aveam vacanță. Și tipul de la serviciu mi-a zis, n-ai decât să-ți iei time in lieu. Time in lieu e timp în loc. Deci îți muncești ore peste program, 3 ore îți dă o oră de vacanță, lucrezi în weekend, o zi de weekend e o zi de vacanță. Am muncit 3 luni ca să primesc înapoi 2 săptămâni de vacanță. Încearcă să te gândești cum am muncit 3 luni. Hai de cap. Dar, dacă e interesant. Și îți place și iubești. Ceea ce faci îți place. Deci, hai să ne întoarcem istoric. La 8 ani am fost la o nuntă, la Casa Armatei. Da, aici, peste drum. Unde am cunoscut o pereche care terminaseră cibernetică economică în București, fabrică de calculatoare, pe vremea respectivă. Pe urmă s-a unit cu statistica și a devenit mai mult software și mai puțin construcție de calculatoare, care amândoi au fost așa de buni, unul a fost trimis în Franța și unul în Statele Unite să-și facă facultatea. Ce mi-au explicat ei la nuntă, aveam 8 ani, m-a făcut să vreau să am o meserie în care să folosesc fizică, matematică și un calculator. Și în 1984, în 24 ianuarie, am început să folosesc un calculator pe bază de legile electrice ale fizicii și să fac geometrie aplicată în chip design. Ce poți să vrei mai mult? Eu am acum o întrebare care mi-a venit în cap. Da. Au fost decizii în care, nu știu, ai avut o ofertă ca la... De salar mai mare? Oferă de transfer. Da. Care să fie... De 5 ori mai mare. Exact, așa. Da.
să-ți boare mintea, să zici mind-blowing. Da. Și tu să alegi ce ai ales. Să stau acasă. Aveam de ales între Canada și Statele Unite, California. Dar fusesem în California, știam despre ce e vorba. De ce? Pentru că trăim numai odată. Am învățat în câmpuri de mine. Nici mie și nici soție nu ne plac cartierele cu garduri. Ne place o lume liberă. În California, dacă ai bani, trăiești într-un cartier cu garduri. Gated communities. Deci garduri înalte cu poartă pe unde numai cine locuiește poate să intre. N-am vrut asta. Și vezi tu că partea acum o să fac transferul la social media. Social media îți promovează California, da. Sau zona, da, ca fiind free world, știi? Păi este free din punct de vedere conceptual. Bogăție, abundență. Este, dar nu la toți. 100% nu la toți. Egalitatea, dar nu pentru căței. Corect. Am fost în Texas, am vizitat Texasul cu serviciu de două ori. În 1989 nu știam ce să alegem. Vroiam să plecăm din Israel, nu știam ce să alegem. Și soția a venit cu mine când am terminat proiectul la Motorola și am fost în Austin, în Texas. Și când eram eu la servici, ea a luat mașina și s-a dus la plimbare. Și a venit seara acasă și a zis, noi în țara asta nu trăim. Și am zis, de ce? Am intrat într-un cartier, nevastă mai blondă, cu ochii albaștri. Am observat-o. A intrat într-un cartier cu mașina și a venit unul după ea. Tot cu mașina și i-a zis, ce cauți aici? Păi vreau să vizitez. N-ai ce să vizitez, asta este un cartier privat. Ce înseamnă privat? Numai cine plătește poate să trăiască aici. Și nevastă mi-a zis, eu în Israel, care e o țară de, cum să zic eu, unde pericolele sunt foarte mari, există un singur cartier unde nu sunt garduri, dar nu se bagă nimeni pentru că toată lumea știe că numai milionere trăiesc acolo și lumea se plimbă cu mașina să vadă castelele. Dar nu existau pe vremea noastră cartiere cu garduri. Să știi că o să vin cu o întrebare dintr-un alt loc. Da. Cât de mult a contat relația ta cu soția ta în viața ta? Păi, practic... Aseară era emoționată în timp ce vorbeai tu. Da, adică, fii atent, te scot din zona ta de confort. O vedeam vizibil, uitam la limbajul ei non-verbal și o vedeam preocupată de cum prezinți tu. Da. Deci, din șezut s-a ridicat în picioare, am văzut că se mișcă și o vedeam că este entuziasmată și cumva să-ți dea suportul, nu știu, așa am simțit. Cu toate că eu nu m-am întors decât o singură dată. Exact, o singură dată, da. Noi am fost colegi de liceu, în clasa a 12-a, asta, distanță de bine cu Dan acum. Am devenit prieteni și când mama mea a murit, mama mea a murit când eram în armată. Făceam termen redus. În Israel? Nu, România. În România, de fapt. Am făcut termen redus în România, înainte de facultate. Cele 9 luni. Da. Și mama mea a murit, deci am intrat în armată în septembrie, mama mea a murit în februarie. Viitorii socri, că nu eram încă niciun fel căsătorit, au venit viitorii socri la mine, la mormântare și au zis, nu contează dacă te însori sau nu cu fata noastră, ești adoptat. Și asta era întrebarea, a contat relația ta, adică în succesul tău, în sănătatea ta emoțională, în viața ta? De asemenea, softuristă. Deci totdeauna am făcut programele în așa fel încât fiecare să aibă timp să-și facă și meseria, să aibă și plăcerea și să ne ocupăm și de casă. N-am avut în Canada pe nimeni. Nu mămica, nu bunica, nu... Deci babysitters, fugeam de la servici. Deci aveam planul, de exemplu, dimineața eu duceam la grădiniță sau la școală. Seara ea îi lua, eu stăteam până la ore mici. Eu am o filozofie vis-a-vis de treaba asta, de aia întreb, nu e o întâmplare întrebarea, pentru că e sub forma asta de țintă, eu am mai desenat-o prin workshop-urile mele și le spun că întotdeauna asta eu îl numesc zidul chinezesc cumva, știi? Așa. Faptul că dacă ai grijă de familia ta, ai grijă de cei care ți-s foarte apropiați, după care mediul tău care spun eu 2, 3, 5, că nu o să ai 300, după care toate lucrurile astea se așează, și echipă, și colegi, și toată povestea asta, dar tot timpul spun, ai grijă de tine, ai grijă de oameni, de familia ta, de cei care stă în jurul tău și tot așa. Un lucru foarte important pe care oamenii care așteaptă să se însoare la 30 sau la 40 de ani, nu înțeleg. Când te căsătorești tânăr, fiecare se formează în funcție de celălalt. Deci am crescut împreună, practic. Ca oameni, ca
familie. Da. Deci am învățat toate lecțiile. Nu unul a trăit 30 de ani și a făcut hobby-uri și minuni de ale lui și pe urmă vrea să căsătorească, găsit o fată și acum, dar ale mele nu se potrivesc cu ale ei. Corect, corect. Noi ni le-am făcut împreună. Știi de ce întreb asta? Pentru că vorbeai la un moment dat de provocările de acasă ale colegilor, da, ale echipei și e valabil și la noi, că noi suntem oameni, că nu putem să vorbim într-o poziție de stai pe un piedestal. Și asta era mesajul, că contează foarte mult viața ta și armonia ta de acasă. Da. Acasă poate să fie o metaforă într-un fel, care să poată să fie dusă ulterior în lume, între alți oameni, în business, în echipe. Am să spun un secret. Oriunde aș fi în lume, când sună telefonul și mă sună nevastă mea, restul lumii tace. Și am să-ți dau un exemplu foarte haios, de fapt, chiar haios. Lucram la prima companie și eram în ISO 9000 auditor, uh-huh, și făceam audit la management și aveam GMs, VPs, CEO, CFO, toți barosani în cameră și aveam un sistem de anunțat prin difuzoare dacă e nevoie de cineva să-ți facă, să te cheme. Și de la recepție strigă Dan Klein, ai telefon. Și tipa știa că singurul motiv pentru care eu vin la telefon e să fie nevastă mea, altfel nu mă duc la telefon când sunt în meeting-uri. Treceam pe lângă ea când intram în sala de... Și opresc auditul în aer. Îmi pare foarte rău, dați-mi 2 minute să vorbesc la telefon. Ies din... Înainte de mobil, vor trebuia să dai un telefon adevărat. Am ieșit din cameră, m-am dus la recepție, am vorbit cu nevastă, m-am venit înapoi, toată camera s-a oprit și s-a uitat la mine și eu am zis, my executive. În camera aia erau toți executive din companie. Toată lumea a înțeles foarte clar unde sunt prioritățile. Foarte tare. Nu știu cât am vorbit, dar oricum cred că am vorbit suficient de mult. Știi ce vreau să te întreb? Este ceva care îl ai acolo în coadă, nu știu, simți acolo că ai mai vrea să-l faci în lumea asta și ai timp, nu ai timp, nu l-ai făcut la timp. E ceva așa care, sau ai trăit așa cum ai vrut tu? Da și nu. Părerea mea e că fiecare șut în fund e un pas înainte și am primit multe șuturi în fund, uh-huh, începând de la profesori care au fost antisemiți și am știut de la alții, profesori care au recunoscut că sunt antisemiți, mi-au spus-o, chestia cu partidul de am pierdut facultatea. Foarte interesant, sunt în Canada de 31 de ani. O singură dată n-am simțit un sentiment de antisemitism de la nimeni, să nu vorbesc de vorbe, de niciun fel, inclusiv musulmani, inclusiv palestinieni, inclusiv toată lumea e foarte civilizată, să zic așa. Ce vreau să continui să fac este să-mi termin cele 2 cărți. Ăsta e celelalte planul. 2, adică... Da, deci am una care e revizia la prima carte, da, și am una care o să fie performance management, care o să implice 3 lucruri, people management, project management și best in class learning. Pentru că e o chestie care noi am dezvoltat împreună în companie, în grupul nostru și neapărat trebuie să iasă la lumină. Chestia de people management, eu m-am ocupat de ea. Chestia de project management, ăla pe care l-am promovat, manager, a fost expertul care a scris toate chestia în cadrul companiei și acum i-am oferit să scrie pentru carte. Deci el o să scrie partea bucățica respectivă pentru carte. Te mai interesează să, în afară de colaborări, sau vrei doar partea de advising, cărți și... Fac advising. Mentoring. Fac coaching, dar de obicei la... Deci, de exemplu, sunt, dacă îți uiți în LinkedIn, sunt advisor la o companie non-profit care s-a făcut un software special că să vadă lumea unde merg banii. Da, și lucrez cu tipa care este practic starterul companiei și nu știu ce, care de la început e totul voluntar. Discutăm tot, inclusiv salariile CEO-ului și chestii de genul ăsta, pentru că are nevoie, fiecare om care plănuiește ceva are nevoie, noi numim asta bouncing board. Îți trebuie undeva să arunci ideile, să vină înapoi și să vezi, sună bine când vine înapoi sau ceva. Și de obicei vorbești. Când vorbești, trece prin un alt sistem de logică decât când gândești. Dar dacă e și cineva în fața care începe să spună întrebări
noi numim asta devil advocate. Avocatul diavolului. Da cu tare, da cu tare, da cu tare și, deci, cine mă roagă, cine are nevoie de ajutor, dacă am timp, totdeauna. Încă o dată, eu am o problemă cu ăștia care au făcut școală, deci au PhDs în leadership, sau că sunt și titluri din astea. Da, sunt. Și se duc și fac, da, și fac training de management, dar în viața lor n-au făcut management la o singură persoană. Și când îi întreb una tu sau... Tu știi cât sunt? Din păcate, da. Și în România o grămadă. Și sunt conferințe pentru chestia asta. Și de fiecare dată când eu vin și spun, domnule, dar ai condus vreodată în viața ta? Nu-i nevoie. Și atunci cum poți să mă vezi pe mine? Doamne, mă. Da. Acum 8 ani când vorbeam același lucru, le spuneam, zic, eu am început invers. Am început antrenând oameni și lucrând și creând business-uri. Habar n-aveam și pe aia m-am apucat și de școală și pe aia am greșit și după aia mi-am dat seama că mai e nevoie și de câte o școală, altă școală și uite așa. Dar e diferită povestea din cărți cu cea reală, pentru că apare inteligența, zic eu, apare factorul emoțional care nu e niciodată cu ce scrie în cărți. Păi nu se poate învăța. Am avut o fată care mi-a venit angajată și acolo am greșit. Mi-a venit angajată azi, în 2 săptămâni a venit și mi-a spus că ea vrea să plece în vacanță. Eu îi spuneam că eram în vârf de sezon, am zis, nu pot să-ți dau voie acum dacă nu găsim măcar un înlocuitor pentru o perioadă sau te duci 3 zile, n-aveam cum, era, cumva mi-era imposibil, zic, trebuie să găsim o soluție. Ceea ce eu nu știam, și asta e o chestie care am fost taxat pentru ea, de aia zic că au fost și greșeli, ea insista că ea are cumva derogare de la divorțată, soțul i-a dat dreptul să plece într-o vacanță cu copilul. Într-o fereastră. Și dacă nu se ducea în fereastră aia, cumva nu mai prindea. Adică nu mă interesa. N-am apucat să înțeleg care era povestea dintre ei. Importanța personală a cuiva. Da, exact. Exact asta a fost factor. Și bineînțeles am insistat să ea a plecat în vacanță și acolo am greșit. Am avut niște discuții destul de aprinse, după care am aflat povestea asta și... Ți-a părut rău? Fai de mie ce rău mi-a părut. Și asta îmi dea seama ce era clar naivitate la mine și lipsă de experiență și nu avea nicio secundă legătură decât cu aspectul ăsta să înțelegi perspectiva asta că sunt momente sau sunt situații care nu seamănă cu celelalte. No. Bă, nu seamănă. Deci asta e o situație care nu poți să o analizezi după litera legii. N-avei cum. Deci orice s-ar întâmpla o dai la o parte și spui du-te în vacanță. Trebuie să gândești outside the box. Dar vezi, cum îi zic eu colegului meu Dan, și sunt tineri ăsta, nu antreprenor, și antreprenor, dar și manager, care le spun, zic, bă, o să dureze ceva până îți faci tu barba albă. Da. Și zic, s-ar putea, și asta poate să fie o întrebare, știi? Da. Și cu coach, și cu mentor, și tot o să o gafezi. Pentru că sunt lucruri care le dobândești doar practicând. Și doar stând între ei, deci, între oameni. Jobul unui mentor... sau unui coach, nu înțeleg eu cuvântul coach exact la management, dar jobul unui mentor este ca cel care are problemă să vină cu o problemă și 2 sau 3 soluții și prin întrebări să-l facă pe ăla care a venit cu întrebarea să-și aleagă cea mai bună soluție. Pe ăla e coaching-ul. Nu să-i dea soluția, ci să-l aducă. Am să-ți dau un exemplu la chestia asta, că vă zicea de vacanță. Am avut un tip la servici care mergea tot timpul camping cu familia. Și în Canada... Rulotă? Nu, cu cortul. Ah, cortul, ok. Acasă meargă în vacanță, într-un anumit loc, trebuia să-și facă booking din aprilie. Ok, omul și-a făcut booking în aprilie, mi-a zis în săptămâna de nu știu ce, plec merge în vacanță. 3 copii. Și a zis, ok, nu, de acum până din aprilie până în august, timp grămadă ca să-mi fac eu planurile cum trebuie. Da, a venit august și n-am avut o chestie de proiect, ceva să mori. Mm-hmm. Și asta era cheie. Și zic, Gagiu, zic, uite care treaba, eu mă duc să negociez ceva pentru tine, dar tu între timp vorbești cu nevastă ta să vezi dacă poți să o convingi să facă vacanța în loc de august în septembrie. Păi da, dar am dat bani. Asta las-o pe mine. Tu du-te și vezi dacă e de acord. Bine, noi am mai avut incursiuni cu nevastă, așa că de că știa de, dacă propun ceva nu-i degeaba. M-am dus la șef și am zis, domnule, ăsta trebuie să plece în vacanță. Păi nu-l lași în vacanță. Băi, dar e țara democrată, ce ea nu-l lași în vacanță? Ăla pleacă și eu am rămas cu ochii în soare. Ore. Ce soluție propui? Zic, eu știu cât a plătit el pentru să stea cu cortul. Noi plătim pentru aceeași perioadă, nu să stea în cort, ci să stea în cabană.
dar în septembrie, că nimeni nu se bătea pentru cabană, că nu era așa ieftin. Deci vorbim aici de între 1000 de dolari a dat el și 3000 de dolari a să stea în cabană. Și ăștia zic, dai bă, dar noi 3000 de dolari putem să economisim. Da, dar și proiectul de 1,5 milioane putem să-l pierdem. Hai să ne gândim realistic. Corect. Și au zis, ok, ești sigur că o să zică da. Zic, întâi și întâi mi-a aprobat bugetul. Corect. Mi-a aprobat bugetul, m-am dus la el, a zis, nevastă mea, zic, fii atent, spune nevastă ta septembrie, eu îți dau 3000 de dolari și stai în căsuță, nu în cort. I-a dat telefon nevastă, s-a zis, approved. Executivul, știi? Da, deci, întrebarea mea e foarte, nu întrebarea, răspunsul meu e foarte simplu. Dacă vrei să rezolvi problemele, se pot rezolva. Dar trebuie să vrei. O să dau, nu știu cât va fi minutul din înregistrare, dar o să-i dau acest minut de interviu lui Cristian Căruceriu. Este un director general, un client al meu care lucrez, mi-e drag tare. Și la ultima companie la care a lucrat, povesteam, uite așa cum vorbesc acum cu tine, Dan, și spunea că era cu bagajele în mașină. O companie mare de aici, din Brașov. Nu o dă nume, că e bine să rămână așa. Și ce cu bagajele în mașină? Copiii în spate, căștile pe urechi, suzeta în gură, să plece la mare. L-a sunat directorul general și a spus, te întorci, e dansol, trebuie să livrăm la nu știu ce țară, piesele ce au ei acolo de făcut, nu pleci. Și a spus, băi, omule, eu sunt copii cu suzeta, cu căștile pe urechi, ești nebun, eu trebuie să rămân la mare, adică nu există. Te întorci dacă nu te dau afară, director de producție. Și zice, și l-am întrebat, eu eram exact cum sunt cu tine, știi? Și l-am întrebat, ce-ai făcut? Păi ce să fac? Le-am zis, soția și toți ascultă de mine, i-am zis, înapoi acasă, nu știu cum o să facem, m-am întors înapoi la servici, m-am întors a doua zi la servici, m-au văzut, toți erau panicați, ce facem? Le-am zis, bă, spora treabă, lider, bun, suflet, e fantastic omul. Toți ceilalți au muncit săptămâna aia ca să poată să mai prindă ăsta ceva din vacanță. Și ăsta a zis, nu, vă dau cadou. A dat cadou vacanța, care a costat, nu știu cât a costat-o. Da. I-a dat-o la un prieten. I-a spus, bă, du-te că să stea cineva în hotelul ăla. Păcat de bani. Păcat de bani, da. Și acum întrebarea era, și zic, și ce ai făcut? Am luat în altă perioadă, soția s-a bucurat că executivul l-a înțeles și a fost tot timpul lângă el, copiii, ce, dar am suferit foarte tare și au suferit și copiii. Și acum discuția era în felul următor. Și mai știi stai ce am la auzit? Companie? Stai să zic. Și zice, știi ce am auzit? Că e pe picior de plecare fostului șef, el deja plecase, era GM în altă parte, el a fost producție și a venit GM în partea asta altă. Și în momentul în care s-a zvonit că vor să-l dea afară pe respectivul general, el a primit deja call să vină, înapoi, să vină GM în compania asta, care e mult mai mare decât cea care este. Și a zis, și ce alegi? Eram, știi, știa echipa era și a zis, zice, nu, am promis ceva aici și voi rămâne aici. Deja oamenii îi simte. Deci, mi s-a părut fabulos că cumva ce l-a dus și l-a păstrat acolo a fost tot oamenii și dragostea de oameni și echipa lui. Și echipa lui. A construit-o, nu? Dar îl sunau, că asta povestea, ce, bă, m-au sunat să vină înapoi, știi? Și ce, mai ales că știa că poate să se ducă pe un vârf. Și cumva a promis aici ceva și noi suntem o echipă deja formată, foarte fain. Dar era exemplul acesta de tip de management și people management și cât de important este să înțelegi și să știi fragmentele astea, momentele astea și să navighezi, eu zic navigat, că nu e navigat. Bă, nu e o pui pe GPS și... Și nu e hartă. Exact. E o mare deschisă. Bă, e navigat. Adică de vezi, nu se văd bolovanii, nu se vede vântul. Tu trebuie să simți ce ești, eu le zic, minte de general. Tot timpul trebuie să fii acolo. Știi, să fie... Cum am zis, dacă venea cum funcționează armata israeliană, înțelege de ce genul. Da, și asta, uite, asta era deja notată. Deși întrebarea a fost adresată, oameni buni, a fost întrebată lui Dan, dacă sistemele piramidale funcționează, dar uite, am auzit o chestie de la el și aș vrea să răspundă. Cum este antrenată o armată? Cum e antrenată armata israeliană? Sau cum total diferit de orice altă armată. Uh-huh. Am explicat în carte pe scurt cum funcționează, deci niciun ofițer nu s-a dus la școala de ofițeri direct. Intri în armata israeliană soldat. Din orice țară a lumii vii, nu contează ce grad ai avut, intri soldat. 6 luni ești soldat, după care te înscrii la școala de sergenți, faci 6 luni școala de sergenți, în cadrul armatei, nu în afară, după care 6 luni de zile funcționezi ca sergent și dacă ești bun, ai dreptul să te înscrii la școala de ofițeri. Deci ai fost soldat și sergent un an jumate înainte de începi școala de ofițeri. Știi tot ce trebuie să știe orice soldat.
intri la școala de ofițeri, semnezi pentru încă un an în armată, dacă ești în armata regulată normală, deci în loc de 3 ani faci 4 ani, sau 2 ani de zile dacă ești în aviație, pentru că acolo costă foarte mult școala de ofițeri. Peste tot. Orele de zbor sunt un pic mai scumpe, numai un pic, așa, un pic. Și avioanele sunt. Păi tocmai de asta e, ora de zbor e un pic mai scumpă. Dar asta face ca pe orice ofițer să înțeleagă pe orice soldat, pentru că a trecut prin a fi soldat. Deci dacă a dat norocul și ai avut un sergent bun, înveți un exemplu bun. Dacă ai avut un sergent prost, înveți un sergent prost. Deci înveți ce să fii și ce să nu fii. Când ajungi sus, dacă mergi de jos în sus. Ca să ajungi general, trebuie să treci prin o grămadă de cursuri și exerciții și de oameni. Am să-ți dau un exemplu foarte interesant. Aveam la serviciu la noi unul care lucra în CAD, în computere de design. Mhm. Oricât de stresați eram noi, dar știi cum eram stresat la un moment dat, domnule, proiectul nu merge cu tare, ăsta era calm, da, calm, să mori. Mă, cum poți să fim așa de calm? Domnule, numai un software, numai un proiect, nu facem, mai am eu pe unul aici. Poate rezolva problema, ok. Când am plecat din Israel, am plecat în timpul războiului din Golf, în 1991, trebuia să mergem cu mască, am poze cu mască, cu tot ce vrei. El era în armată. Și a venit din armată să... Era în armată asta de rezervă. Și a venit din armată să și-a rămas bun. Și l-am văzut îmbrăcat în haine militare. Și fonate. Armata israeliană nu are haine la dungă. Niciunul nu are haine. Nici ofițerii n-au haine la dungă. Și avea o stea pe epolet. Epoleții sunt de material și steaua e desenată în material. Și zic, doamne, tu ești major? Ce nu, general. General la ce? La contrainformații. Și zic, ba, acum înțeleg și eu de ce nouă ne săreau papucii de proiecte și nu știu ce, și tu erai calm, că zice, băi, eu am 3000 de oameni în grijă când sunt în funcție. Eu nu-mi pot permite să-mi pierd calmul, nu-mi pot permite să intru în panică. Dacă eu intru în panică, oamenii mor. Și gândește-te că toată majoritatea israelenilor, mai ales aia care sunt în high-tech și nu știu ce, au trecut prin armată. Tu nu știi cine stă în fața ta, unul care e colonel în aviație, unul care e colonel în câmpuri de mine, unul care a fost în Golani. Tu crezi că îl sperii pe ăla când urli la el sau negociezi? E absurd, dar lumea nu înțelege de ce sunt așa cum sunt. Sunt foarte agresivi, sunt foarte duri. Dacă știi limba, deja se schimbă chestia. Eu știu limba, așa că... Da, domnul Dan. Da. Noi cred că putem povesti aici ever and ever, mai stăm la un pahar. Dar în orice caz, eu zic să închidem acest episod, o să mai facem unul, eu pe cuvântul meu notez și mai facem unul pe Zoom, că tot vorbeam din Canada. După ce mai rezolvăm și treaba asta cu cartea, o să-i fac eu și un review, îți promit că o să vorbesc despre ea și o să o citesc. O să o iau în formatul care îl găsim acum. Îl găsești în online, Amazon, pe Amazon îl găsești în Kindle și alte minuni. Dan o să se ocupe de, o să ocupe să vă pună linkurile în descriere pe YouTube să accesați, să-l accesați pe Dan, să-l mai urmăriți. Poate ce știu eu, vei mai găsi o cale de a comunica cu o așa audiență pe marginea acestei cărți. Nu, să-ți faci un canal de YouTube, să vorbești, să faci niște videouri. Dacă nu, te ajutăm noi. Noi te putem ajuta, Dan, te putem ajuta, putem vorbi treaba asta. Pentru că sunt multe lucruri care din povești pot fi transformate în oarește lecții, pot fi câteva, nu știu. Fiecare capitol din carte se termină cu lecțiile pe care trebuie să le iei acasă. Cred. Deci sunt, la sfârșit, pur și simplu, într-un summary, 3 sau 4 bullets ca să iei acasă și ce trebuie să faci. La fiecare din experiență. Oamenii se conectează la tine, Dan. Și da, să știi că... În LinkedIn am, ce știu, peste 2500-2700 de... Bun. Dar fiecare persoană cu care sunt conectat în LinkedIn, îi cunosc personal. Nu accept de la nimeni dacă nu-i cunosc. Dacă nu ne-am întâlnit vreodată. Înseamnă că ți-a plăcut povestea lui Dale Carnegie cu Ford, care știa el toată echipa, ți-a plăcut tare. Aia e cartea mea de suflet, e prima mea carte. Și bai doi oameni buni, după ce am terminat povestea și stăteam la un par de apă, aseară povestea despre cărțile pe care le citește încă și sunt chiar de actualitate. Citeai, vorbeam de Sapiens și Ce-ți mai crezi? Homo Deus, Homo Deus 21 și... de reguli pentru secolul 21, The World is Flat, al lui Thomas Friedman. O carte care aș recomanda la toată lumea să o citească, mai ales în
tinereții? Da, da, zi că sunt. Freakonomics. Freakonomics. Într-un cuvânt. Ai citit-o? Este, da? Este una din cărțile care ajută pe oameni când se uită la orice să se gândească de fapt de unde a pornit chestia, ce se ascunde, cine vrea să vândă, ce vor să vândă, ce vor să mă convingă. Devine mult mai greu să fii manipulat când știi cine ce vrea să te manipuleze. Deci sunt câteva cărți din astea. Cartea mea care mi-a plăcut cel mai mult și o recomand la toată lumea să o citească este Rich Dad, Poor Dad. Pentru că... Kiyosaki. Da, al lui Kiyosaki, pentru că am înțeles de ce dacă te-ai născut din părinți, din business, antreprenor, bogați, nu știu ce, e mai ușor să ai gândești la fel. Da, să faci lucrurile la fel, pentru că cineva a avut tot timpul, nu, chiar și dacă n-a avut grijă, dar te-a îndrumat și te-a călăuzit într-o anumită direcție unde n-ai cum să ajungi singur. Ajungi poate la 30 de ani, dar ăia au ajuns de la 5. Corect. Deci e clar că are 25 de ani înaintea ta. Corect. Astea sunt cărți care pentru mine sunt revoluționare la... Toată lumea ar trebui să le citească. Cum le interpretează treaba lor? Problema cea mai mare este că nu se dă importanță la educația financiară și de asta avem o grămadă de oameni care nu știu să folosească banii, pe care așa îi câștigă, care muncesc pentru ei, așa lasă băncile să-și bată joc de ei, credit cardurile să-și bată joc de ei și nu știu nici măcar să folosească programele care există în fiecare țară pentru burse de facultate, pentru burse de antreprenor, pentru companii, pentru că n-au învățat cum să gândească. De asta cartea mea tehnică se cheamă Concepts, Methodologies and Tools. Când am fost întrebat de ce n-am explicat cum se face, m-am întors la povestea veche cu Hristos. E una să dai o pâine la, sau 5.000 de pâini și 5.000 de pești, e altceva să înveți cum să pescuiască și cum să facă pâine. Ideea mea să înveți cum să facă pâine și să înveți cum să gândească. Asta e și motivul pentru care am scris cartea asta. Da. Un super interviu, oameni buni, chiar ne-am apropiat de exact, eu am zis că o oră jumătate, nici nu mă gândesc, nici nu mă uit la ceas. E unul dintre cele mai lungi interviuri, să știi, undeva la 40, dacă simt că e bine să mă opresc, o oră, cam acolo. Dan știe, el e colegul și sufletelul care stă în spatele camerei tot timpul și nu tot timpul, că mai stă și lângă noi la masă la podcasturi. Dar ne mulțumesc pentru toate răspunsurile și cred că fiecare dintre voi v-ați luat acel răspuns de care aveți nevoie. Pe Dan îl găsiți în media, în LinkedIn, acolo unde pe toată lumea știe, deci dacă îi cereți prietenia, e posibil să nu reușiți să o primiți. Pe de altă parte, noi o să mai ajungem la el prin intermediul mediului online-ului, Zoom-ului, o să mai vorbim pe marginea cărții. Eu mi-aș dori să ne mai vedem în octombrie, că ai primit invitații la evenimentele, așa. Octombrie 13 e ziua lui nevastea mea, deci... Deci generalul hotărăște alte lucruri, am înțeles. Iar în alt context, cu siguranță, nu știu cum se va așeza lumea asta, dar eu simt că și cu permisiunea ta să te mai invit alături de mine și în alte... Sigur luni. Că da, eu... Plus că eu aș îndrăzni, mi-am plecat cu gândul ăsta de acasă, aș îndrăzni să îți cer mentorat dacă voi fi, decât dacă voi simți nevoia sau voi avea situații să vin către tine să te întreb diverse lucruri. Nicio problemă, orice... Chiar cred că pot să... Orice multe lucruri chestie de relatată la oameni, business, dacă e relatată la oameni, proiecte și business-uri care sunt relatate la bani, acolo avem noi o perete, scrie misiunea. Misiunea, da, valori. Oameni, integritate, autenticitate, loialitate, entuziasm, implicare. Și scopul e întotdeauna oameni. Eu nu aleg niciodată în proiectele mele să lucrez dacă la prima întrebare nu-mi răspunde. Și prima întrebare este de ce vrei să lucrez cu tine? Și dacă îmi spui bani, nu lucrez niciodată. Dacă îmi spui oameni, da. Orice să fie legat cu oameni. Că vrei să le dai de mâncare, vrei să-i ajuți, vrei orice. Și asta este, am mai greșit sau uneori am lăsat păcălit sau am fost păcălit, nu mi-am dat seama, putut fi, dar foarte repede mi-am dat seama că înăuntru meu atât de tare am săpat și am așezat astea, încât se pierd, ies din spațiul meu. Și atunci întotdeauna sunt atent în recrutare sau în unde mă alătur, dacă în misiunea celui cu care lucrez există topicul și subiectul oameni. Am să-ți dau... Nu știu cât timp mai avem, dar vreau să-ți dau o poveste foarte scurtă. Am fost la un management training course și am primit fiecare din... De tot era manager deja
Și trebuia să vedem dacă suntem în stare să devenim directori. Foarte absurd cursul, dar nu contează. Ce mi-a rămas din curs cel mai important este că am primit 52 de cărți fiecare și pe fiecare carte era o atitudine, un simțământ, un, de exemplu, familie, furii, omori, înșeli, tot felul de chestii și fiecare trebuia să-și aleagă din pachet. Fiecare a primit 52, deci fiecare cu cărțile lui. Fiecare trebuia să-și aleagă ce e cel mai important, ce ar face în business sau ce n-ar face în business niciodată. Și ne-a zis așa, două grămezi. Ce ai face uneori sau tot timpul, ce n-ai face niciodată. Ok, ați împărțit bon. Ce n-ați face niciodată la o parte. Din celelalte care le aveți, alegeți încă o dată ceea ce precis ați face și ceea ce precis n-ați face. Încă o grămadă la o parte. Ok, din ce a rămas, alegeți o singură carte care să fie cartea cea mai importantă pentru voi ca manager, ca director, ca business. Și au început fiecare. Și fiecare cu cartul s-a dus și a trebuit să scrie pe un chart, cum era așa seară la proafaceri, cuvântul lui. Eu am scris trust. Unii au scris familie, copii, profesie, părinți, tot ce vrei și ce nu vrei. Și toată lumea, toți erau cam în aceeași direcție, eram singurul anortodox, din prima zi la prima oră. Și instructorul a zis, o să discutăm, rediscutăm problema asta în ultima zi, în ultima oră. În ultima zi, și i-a întrebat de ce toată lumea a zis asta și tu ai zis trust. Și pentru că zic, niciuna din problemele care le-au pus ei n-au ce căuta în business. N-au ce căuta în business. Prieteni, veri, bunici, n-au ce căuta în business. Business faci numai cu oameni în care ai încredere. N-ai încredere, nu se face business. Nu contează contractele, nu contează avocații, contează titlul, așa. Nu contează. După două zile, toată lumea a pus pe tablă trust. La care instructorul a venit la mine și m-a întrebat, tu de ce ai venit la cursul ăsta? Tu puteai să predai cursul ăsta. Doamne, mi s-a spus că dacă vreau să fiu promovat, trebuie să vin la cursul ăsta, am venit la cursul ăsta. Deci două zile am mâncat banii companiei, am ars gazul și am avut ceva simplu. Se întâmplă. Asta e viața. Dar ce vreau să spun, mă întorc încă o dată la chestia cu trust. Dacă n-ai încredere în oameni și oamenii n-au încredere în tine, nu bani, nu performanță, nu companie, nu țară, nu cultură, nu religie poate să te ajute. Dacă nu e trust, e adevărat că, de exemplu, într-o lume de musulmani, dacă doi creștini se întâlnesc, sunt imediat apropați, că parcă avem aceleași valori. Dar dacă nu există trust, corect, acolo s-a oprit legătura. Da, da, da. Mai departe nu merge. Da. Am rămas exact aseară. Pur și simplu, au fost multe și am avut, și voi știți, dragilor, în interviuri, cel puțin în secțiunea de interviuri veți găsi toți oamenii minunați care au trecut prin tirul meu de întrebări. Colegii mei, Dan în special, știu că interviurile le duc la suflet și le duc din întrebări. Zic eu, îmi ies întotdeauna întrebările potrivite pentru oamenii care aud și ascultă în interviu ăsta activitatea mea, da. Și ce este interesant este că feedback-ul e fabulos, pentru că sunt tinerei mulți, așa au început să vină către mine, după aia au început să mai crească vârste când uităm pe analitice. Dar văd feedback-ul, e un număr restrâns, atâta cât e nevoie, dar pe aceeași principii și valori, și inclusiv cei care ajung pe scaun lângă mine, dar și cei care urmăresc, îi văd din perspectiva și văd feedback-ul, le scriu cu ei pe chat și așa, din perspectiva ceea ce vor face ei. Și ai adus foarte multă valoare, mi-a adus mie foarte multă valoare aici, ai adus foarte multă valoare pentru oamenii care sunt în această audiență și mă bucur foarte tare și îți mulțumesc pentru că ai fost aici. Plăcerea mea. Cu cât ajunge știința și experiența la mai mulți, da. Pentru că tineretul din ziua de astăzi e așa de manipulat de așa de multe lume, așa e, care n-are niciun fel de bază, ca să nu zic valori. Da, da. Totul sunt banii și pe mine asta mă oftică, pentru că oamenii la un moment dat o să-și dea seama că nu-i de ajuns. Corect. Banii n-o să fie de ajuns. Corect. Nu ești mulțumit? Bun. Oameni buni, Dan, mulțumesc. Nu, nu mai, că stai așa, Doamne, o să mai facem interviul cu siguranță. Ce să zic, veți găsi toate detaliile în descriere, dragilor.
Vă mulțumesc în primul rând pentru toate aprecierile, pentru comentariile frumoase pe care le trimiteți și ce să zic, ne vedem într-un nou interviu. Este deja în pending o doamnă, doamna Simona Bejan, o să vină cu un topic fabulos și abia aștept să vi-o prezint. Până atunci, toate cele bune. Numai bine. La revedere!